proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere din județul Timiș continuă. Președintele ales al Consiliului Județean, Alfred Simonis, anunță că urmează o investiție necesară cauzată de creșterea traficului rutier în ultimii ani. Modernizarea actualei variante de ocolire Timișoara Nord, care leagă calea Aradului de aeroport, va însemna amenajarea drumului la 4 benzi de circulație, investiție ce va putea fi realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Potrivit specialiștilor CNAIR, traficul a înregistrat o creștere exponențială față de nivelul traficului de perspectivă, luat în calcul prin proiectul tehnic, acesta având o valoare reală de peste 11.000 de vehicule față de estimarea inițială de 6.200, iar pentru 2030 CNAIR estimează un trafic de două ori mai mare, explică Alfred Simonis. De asemenea, s-a constatat că odată cu deschiderea circulației, pe centura Timișoara Sud, volumul de trafic s-a mărit semnificativ și au apărut blocaje pe Timișoara Nord. Această modernizare este mai mult decât necesară, iar investiția ar putea fi finanțată prin programul Transport 2021-2027. Am promis că ne vom ocupa de marile proiecte ale Timișului și Timișoarei și împreună cu Sorin Grindianu găsim soluții pentru ca obiectivele pe care ni le-am propus să fie puse în practică. Centura de Sud a fost finalizată, centura de Vest este în procedură de licitație, iar acum pregătim modernizarea centurii de Nord, a mai precizat Alfred Simonis.